place ce fac. Îmi place viața mea. Îmi place să am copilași. Îmi place să am un mic business. Îmi place să am animale. Îmi place să am grădină. Îmi place să am albine. Îmi place efectiv tot ceea ce fac. Îmi place să gătesc pentru familia mea. Îmi place să ne plimbăm când e momentul. Îmi place să stăm când e momentul și să muncim mult când e momentul. Îmi place să fiu independentă. Îmi place că pot să arăt copiilor această latură a vieții. Și îmi place să trăiesc. Și trebuie să simt că trăiesc. Și să nu mă simt prinsă în absolut nimic. Îmi place libertatea mie. Deci nu aș putea să depind de un job, pentru că îmi place libertatea, îmi place să fac ce vreau eu. Îmi place să mă răzgândesc când vreau eu și să fac lucrurile așa cum vreau eu, iar dacă greșesc, să învăț din greșelile mele și să nu mă certe nimeni. Așa că ai cum să faci față dacă îți place ceea ce faci. Cu siguranță ai cum să faci față, nici nu se pune problema, trebuie ordine și disciplină. Un plan zilnic pe care, în mare parte și cam toate zilele, ar trebui să îl respecti. Dar asta vine odată cu experiența, nu e nimic greu. Când ești pus într-o anumită situație sau când te aduci tu într-o anumită situație, ești acolo pentru că poți să-i faci și față. A fost un moment, la început, când după ce am născut gemenele, deoarece au fost născute prematur și am stat 5 luni cu ele în spital, nu a fost o zi în care să nu mă duc la ele, nu a fost o zi în care să nu le iau în brațe, chiar dacă era un incubator. Și vă dați seama, 5 luni de zile plecam de dimineață când se ducea Florin la servici în Anglia, mă ducea pe mine la spital și mă lua după amiază pe la 4, 5, 6 când termina el serviciul. Au fost acele luni, cele 5 luni foarte intense în care fetele noastre erau pe punctul să-și piardă și viața. Am văzut toate aceste momente, am văzut prematuri în jurul meu care mureau și veneau alții și iară veneau alții și noi totuși eram acolo. Și au fost foarte, foarte intense acele luni, iar după ce le-am adus acasă, mi s-a părut atât de greu. Atât de greu mi s-a părut să ai doi copii micuți în casă, pentru că mi-era atât de frică și nu aveam pe nimeni care a mai trecut prin asta să-mi spună: stai liniștită, vor fi ok, ai grijă puțin și de tine, ai grijă puțin și de Florin, aveți grijă unii de alții, toate trec. Nu a fost nimeni cu această experiență și a fost foarte, foarte greu. Atunci m-am apucat eu să croșetez ca formă de terapie, să croșetez și să-mi plătesc. Am învățat de la zero, de pe YouTube, să croșetez și să-mi plătesc ca o mică formă de terapie, ca să mă facă să trec peste această perioadă pe care o resimțeam și mă făceam eu emoțional și psihic să o resimt mult mai rea decât este, căci de fapt era o perioadă binecuvântată, fetele au ieșit din spital, erau sănătoase, totul era ok, dar eu nu vedeam lucrurile așa. Și în afară de asta, ce m-a ajutat pe mine foarte, foarte mult și cred din tot sufletul meu în puterea aceasta a comunității, ce am făcut eu a fost să caut pe YouTube mămici care au mai mult de 2 copii. Deci mămici care au mai mulți copii decât mine, să văd ele cum supraviețuiesc, pentru că mie mi se părea fiecare zi o luptă pentru supraviețuire. Și atunci
uitat pe YouTube de mămici cu 4, 5, 6, 7, 8, 10 copii din cu totul alte țări. Am văzut la ele și am învățat de la ele atât de multe lucruri, organizare, când spui nu, spui nu, să ai grijă de tine, să ai grijă și de partener, cu toate că de multe ori am dat o bară la acest subiect și s-a resimțit după aceea în relația noastră. Și el la fel a dat o bară și s-a resimțit în relația noastră. Și uite așa am învățat din greșeli în greșeli, dar atât de mult m-au ajutat femeile cu povestea lor pe care și-o spuneau zi de zi, cu greutățile și cum priveau ele viața. Și totuși aveau recunoștință. Și totuși nu se luptau ca mine să supraviețuiască. Și atunci a fost un declic, a fost un moment în care am zis așa: eu cu 2 copii mă plâng și alte femei cu 10 copii nu se plâng. Ok, înseamnă că ceva e în neregulă cu gândirea mea. Și am început să mă dezvolt psihic și emoțional. Acela a fost, să zicem așa, ca un moment de trezire, pentru că suferința m-a adus la trezire, pentru că simțeam că nimic nu mai este ok, mă simțeam încolțită. De fapt, nu făceam nimic toată ziua și simțeam că fac prea multe. Mă simțeam, în engleză se zice overwhelmed, depășită de orice. Mi-era greu să fac și o ciorbă pe zi, mi-era greu să fac și curățenie, mi-era greu să fac absolut orice și simțeam că totul mă strivea, simțeam că totul e greu. În același timp și Florin simțea că totul e greu, că și el aducea banii în casă și tot așa, și de aici vin foarte multe conflicte. Și din această suferință, din conflicte, din tot acest amalgam de sentimente, de emoții, am învățat atâtea, pentru că am zis că nu se poate ca viața mea să continue așa. Și am învățat. Am zis că trebuie să-mi iau lecțiile. Prin suferință, asta este, dar trebuie să-mi iau lecțiile și să mă dezvolt și să văd și să privesc viața altfel. Iar acum aștept al 5-lea copil cu atât de mare bucurie și cu atât de mare ușurință și știu că nu va fi nimic greu, absolut nimic greu, din contră va fi din ce în ce mai ușor, pentru că am trecut prin tot ceea ce a putut fi mai greu, prin tot ceea ce a putut fi mai greu am trecut. Și am ieșit cu capul sus și am învățat din greșeli. Și încă mai învățăm din greșeli, pentru că greșeli se fac mereu și tot așa. Așa că acum pot să zic că da, îmi place să trăiesc și să simt viața. Și eu de obicei sunt o fire pasională, ca să zic așa, sau vulcanică. Așa m-am considerat întotdeauna, o fire vulcanică și foarte activă și îmi place efectiv să simt viața și să nu o las să treacă pe lângă mine, așa cum m-am lăsat în primul 1-2 ani după ce s-au născut fetele. Nu o să mai fac niciodată greșeala asta, am învățat enorm de atunci și pe parte de parenting, și pe parte de cuplu, de familie, și încă mai învăț pe toate aceste părți, încă mai învăț. Totdeauna mai e timp de învățare, nu s-a născut nimeni tot știutor și nu le știe nimeni pe toate. Eu pot să vă spun doar din ceea ce trăiesc eu și din ceea ce simt eu și cum văd eu viața și lucrurile. Sper că nu v-am plictisit, chiar aș vrea să-mi lăsați un comentariu ce simțiți voi în legătură cu acest subiect și chiar am vrut să vă întreb și aș vrea să-mi lăsați un mesaj în privat sau un comentariu să-mi spuneți ce
simțiți voi de o astfel de comunitate de femei care se ajută una pe alta și nu-și dau un cap una alteia. Mie mi-ar plăcea enorm, căci atât de mult m-au ajutat femeile alea indirect prin tot conținutul lor pe care îl încărcau pe YouTube și și acum mă uit în continuare la mult mai multe doamne de pe YouTube, încât am zis că asta este cheia. Noi suntem surori, nu suntem vrăjmași. Aș vrea părerile voastre. Ce credeți despre o astfel de mică comunitate? Poate și cu întâlniri de 2, 3, 4, 5 ori pe an? De câte ori simțim? Da. Mie mi-ar plăcea enorm. Câteodată nu știu de unde să încep. Dar cu siguranță dacă am părerea și imboldul vostru,